Odată cu venirea primăverii, reprezentanții primăriei municipiului Târgu Jiu au demarat campania de curățenie a orașului. Profitând de vremea bună, s-au organizat acțiuni de igienizare, dar și de îndepărtare a resturilor și deșeurilor menajere depozitate în locuri neautorizate. Sunt vizate străzile, trotuarele, scoarurile, spațiile verzi, locurile de joacă, dar și grădinile blocurilor din oraș. Conform primarului Marcel Romanescu, anul acesta, pe lângă societatea Edilitara, mai mulți membri ai asociațiilor din municipiu s-au implicat în acțiunea de curățenie a orașului, astfel că edilul speră ca până la data de 10 aprilie aceasta să se finalizeze. Ținând cont că iarna a fost una destul de ușoară la nivelul orașului Târgu Jiu, iar zăpada nu și-a făcut apariția, curățenia de primăvară s-a desfășurat în condiții mult mai bune. Mai ales că autoritățile nu au fost nevoite să folosească sare și nisip în acest an, materiale ce îngreunau procesul de curățare. Toată luna martie am dedicat-o curățeniei de primăvară. În toată luna martie, societatea Edilitara, și nu numai societatea Edilitara, trebuie să vă spun că sunt și asociații care au înțeles acest mesaj pe care l-am transmis și care participă la această acțiune de curățenie generală la nivelul municipiului Târgu Jiu. Am luat fiecare cartier în parte, cu sprijinul cetățenilor, cu sprijinul reprezentanților asociațiilor de proprietari, reușim ca undeva până pe data de 10 aprilie să finalizăm curățenia la nivelul municipiului Târgu Jiu. De data aceasta lucrurile au mers mult mai ușor, ținând cont de faptul că am avut o iarnă ușoară. Și e adevărat, costurile noastre au scăzut pe de-o parte cu cheltuielile pe care trebuia să le alocăm sau să le facem pentru dezăpezire, pe de altă parte, nemai aruncând sare și nisip după perioada de iarnă, curățenia s-a făcut mult, mult mai ușor. Mai mult, tot în această perioadă, cetățenii municipiului Târgu Jiu au posibilitatea de a scăpa de aparatura veche, fiind în derulare o campanie de colectare și reciclare a deșeurilor electrice până la data de 10 aprilie. Preluarea de la domiciliu a deșeurilor electrice grele și voluminoase este gratuită.